Grădina botanică din Chișinău s-a transformat într-un leagăn al folclorului și al datinilor strămoșești. Artiști și meșteri populari din toate zonele României și din Republica Moldova participă la Festivalul Tradițiilor Românești. Vizitatorii au parte de concerte în aer liber, expoziții, mâncăruri alese și pot discuta cu meșterii populari. Zeci de meșteri populari din România și din Republica Moldova și-au împărtășit pasiunea și talentul cu oamenii care țin la datini în cadrul Festivalului Tradițiilor Românești ce se desfășoară la Chișinău. Am venit cu lanț care e confecționat dintr-o singură bucată de lemn. Aici facem, este gardul tradițional la noi Maramureș, care se folosește și la biserică și oamenii acasă. Nu e cu măștile populare de la noi. Eu am deviat că să-i dau un plus artistic acestei măscuțe, care e creație populară. La noi se folosesc în perioada sărbătorilor de iarnă. Venim din ținutul istoric al județului Bistrița Năsăud, de pe Valea Bârgăului. Facem broderie pe pieptare, blană de miel, de culoare albă, cu sute cu mătasă neagră și cu mărgele. Facem opinci, facem mănuși, podoabe și soția coasă cu mărgele. Vizitatorii au ascultat muzică, au dansat hore, au mâncat bucate tradiționale și au admirat costume populare. Un eveniment foarte, foarte frumos. Am venit pentru că suntem același neam, cu aceleași tradiții, cu aceleași bijuterii de haine naționale. Un lucru e cert. Asta e țara mea și ăsta e neamul meu. Atmosfera e incitantă. Cântecul românesc răsună, detrezește și toată natura în grădina botanică în această splendoare. Să ne aducem aminte de toate lucrurile care ne unesc, tradițiile, obiceiurile și cultura noastră. Și să vedem meșterii, să ne aducem aminte, să ne reconectăm la trecutul nostru, la felul în care trăiau părinții, bunicii, strămoșii noștri. Un popor care își uită tradițiile este un popor care are un viitor nu neapărat foarte luminos. Cred că este datoria noastră și a fiecărei generații să protejeze ceea ce am moștenit din trecut și să promoveze, să învețe tinerele generații să aprecieze aceste lucruri. Au trecut imperii, au trecut războaie mondiale, dar tradițiile românești au fost acel element care ne-a dat posibilitate nouă tuturor să renaștem de fiecare dată. Festivalul Tradițiilor Românești este la a doua ediție și se va încheia mâine seară cu un recital susținut de trupa românească Direcția 5. Evenimentul este organizat de Guvernul României prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova sub patronajul președintelui român Klaus Iohannis.